Biserica Sfântul Haralambie din Constanța, cunoscută pentru bogata activitate social-filantropică desfășurată, și-a cinstit astăzi ocrotitorul. La hramul lăcașului de cult, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie, împreună cu Înalpreasfințitul Părinte Iacov, Mitropolit de Mitilene, Grecia, și cu Preasfințitul Părinte Macarie de Glavinița, episcop vicar al Mitropoliei de Ruse, Bulgaria. În cuvântul de învățătură, arhiepiscopul Tomisului a afirmat că Sfântul Mucenic Haralambie a dus o viață de jertfă. Sfântul Haralambie a trăit 113 ani și viața lui a fost de jertfă și nu s-a înspăimântat de chinuri și a trecut prin multe chinuri. A fost și purtat de barba sa lungă pe care au legat-o ca o funie și l-au legat de un cal care l-a târât și cu toate că a avut multe răni, rănile i s-au tămăduit de Dumnezeu. Mulțime de păgâni s-au botezat cu el, astfel încât Sfântul Haralambie are un sfârșit atât de glorios, cu atâtea minuni, cu atâția creștini aduși dintre păgâni, și este rugător și pentru noi ca viața noastră să nu se înstrăineze de Dumnezeu. Preasfințitul Părinte Macarie din Glavinița a apreciat prezența numeroasă a credincioșilor care au participat înainte de slujbă la o procesiune pe străzile municipiului Constanța. Creșterea credinței este legată cu mărturia care o dăm noi în fața lumii spre împlinirea Sfintei Evanghelii, în care spune Domnul Hristos că cei care vor mărturisi credința în Tatăl meu și Tatăl meu îl va mărturisi în fața îngerilor săi. Aceasta am făcut și noi după poruncă și pildă Sfințitului Mucenic Haralambie, care s-a făcut martor credinței lui Hristos în fața păgânilor. Asta facem și noi prin cântările, prin rugăciunile, prin acest sobor. Ne facem martori ai credinței în Hristos. Credincioșii constanțeni s-au putut închina la fragmente din moaștele Sfântului Haralambie, ale Sfinților Mucenici de la Mănăstirea Sfântul Sava, precum și la icoana Maicii Domnului, adusă de la Mănăstirea Piatra Tăieturii din județul Suceava. La finalul slujbei, protosinghelul Macarie Olărean, starețul așezământului sucevean, și părintele Ciprian Stanca, parohul Bisericii Sfântul Haralambie, au primit crucea Sfântului Apostol Andrei.